Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Republica Moldova și-a îmbunătățit scorul indicelui percepției corupției în anul 2023 potrivit unui raport. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se bucură de cea mai mare încredere din partea populației, arată datele unui nou sondaj. Regatul Unit susține cu fermitate capacitatea Republicii Moldova de a rezista la amenințările rusești, susține noul ambasador britanic la București. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se bucură de cea mai mare încredere din partea populației. Așa arată datele unui sondaj realizat de către compania iData și prezentat pe 1 februarie. Politicianul care se bucură de cea mai înaltă încredere în Republica Moldova continuă să fie președintele actual Maia Sandu cu 22,8%, Ilan Șor este pe locul 2 cu 11,3%, Igor Dodon 10,7%, primarul de Chișinău Ion Ceban 5,7%, Ion Chicu 5%, Irina Vlah 4,5%, Vladimir Voronin 1,8%, Renato Osati 1,3%, sub 1% mai găsim alți politicieni ca Nicu Popescu, Vladimir Plahotniuc, Vlad Brătrincea. Dacă următoarea duminică ar avea loc alegeri parlamentare, executivul va arăta în felul următor. Configurația Parlamentului, repet, fără voturile care ar putea veni din diasporă și din stânga Nistrului, ar fi următoare. PASAR obține 49 de mandate, PSRM 27 de mandate și Partidul Șanse 25 de mandate. Menționăm că datele au fost colectate în 353 de localități din Republica Moldova în perioada 26-30 ianuarie 2024 pe un eșantion de 1011 persoane. Marja de eroare pentru eșantionul național nu depășește plus-minus 3%. Numărul susținătorilor aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană a crescut cu un procent din decembrie și până acum. Asta arată același sondaj prezentat de compania iData. Cercetarea mai spune că peste 56% din cetățeni ar vota chiar astăzi pentru aderarea țării la Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu, care a anunțat că va candida pentru un al doilea mandat, ar acumula cele mai multe voturi la alegerile prezidențiale potrivit sondajului iData. În condițiile în care mai mult de 40% dintre respondenți s-au arătat indeciși sau nu au dorit să răspundă, șefa statului ar obține peste 24% din voturi, iar ceilalți 31 de contracandidați menționați în chestionare ar lua împreună mai puțin de 30%. Actualul președinte Maia Sandu va candida și pentru Maia Sandu ar vota 24,1%. În schimb, nu este sigur cine altcineva va candida, astfel că alte 31 de persoane care au fost numite de respondenți au fost grupate într-o categorie care însumează 29,7% din total respondenți. Menționez că din acești 31, 5 nu ar putea candida din cauza vârstei. În același timp, numărul susținătorilor aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană a crescut cu un procent de la precedenta cercetare, de la 55,8% în decembrie anul trecut la 56,7% în ianuarie anul acesta. Situația cu privire la sentimentul pro-european este în prezent una stabilă și pozitivă, spune directorul executiv iData. La moment, situația cu privire la sentimentul pro-european este una stabilă, pozitivă. Mult mai mulți cetățeni, 56,7%, ar vota chiar azi pentru aderarea la Uniunea Europeană și doar puțin peste o treime ar vota împotrivă. 8,9% nu au o părere, ceea ce înseamnă că în condițiile date un referendum pentru aderarea la Uniunea Europeană ar fi un succes. Totodată, aproximativ 40% dintre cei chestionați susțin unirea Republicii Moldova cu România, rezultatul fiind în creștere cu 6 puncte procentuale în raport cu situația de acum un an. Mihai Popșoi, noul ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, a depus jurământul de investire în funcție. Ceremonia a avut loc în prezența șefei statului Maia Sandu și a prim-ministrului Dorin Recean. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova,
să respect Constituția și legile țării, să apără democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Șefa statului a menționat că rolul Ministerului Afacerilor Externe rămâne important pentru a conlucra în continuare cu statele membre ale Uniunii Europene, iar prioritară rămâne relația țării cu România. Dânsul a contribuit semnificativ la stabilirea și consolidarea relațiilor Republicii Moldova cu alte state sau cu organizații internaționale. Este cunoscut de partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, a muncit alături de alți colegi din guvern pentru ca să creștem încrederea partenerilor în Republica Moldova și respectiv am toată încrederea că lucrurile se vor întâmpla bine. Obiectivele noastre pe domeniul politicii externe rămân aceleași: să ancorăm definitiv Republica Moldova în lumea liberă, să întreprindem pași decisivi pe calea integrării europene. De asemenea, prioritară rămâne relația noastră cu România și așteptarea este să urgentăm, să continuăm să realizăm proiecte foarte importante pentru Republica Moldova în relația cu România. Prim-ministrul Dorin Recean i-a mulțumit că până în prezent Mihai Popșoi a susținut guvernul și întreaga guvernare. Dragă Mihai, bine ai venit în componența guvernului. Eu vreau să-ți mulțumesc și pentru faptul că ai ajutat foarte mult guvernul, ai ajutat foarte mult guvernarea și până acum în acest efort al nostru de politică externă și în mod special pe dimensiunea de integrare europeană. Noul ministru a enumerat pașii pe care urmează să-i realizeze în fruntea ministerului. Această funcție este o mare onoare și o mare responsabilitate. De aceea mă simt onorat, firește. Însă prioritățile sunt clare. Au fost expuse și doamna președintă și domnul prim-ministru. Continuarea parcursului de integrare europeană. Ministerul de Externe va consolida dialogul politic atât cu țările membre cât și cu Bruxelles, ajutând astfel ministrul responsabil de afaceri europene. Vom continua dialogul excelent și relațiile de parteneriat strategic cu România. Vom fortifica în continuare dialogul strategic cu Statele Unite, cu Ucraina, așa cum bine spunea doamna președintă. Vom dezvolta cooperarea noastră atât pe bilaterală cât și pe multilaterală. Trebuie să fim mult mai ambițioși. Trebuie să valorificăm toate oportunitățile și toate mijloacele pe care le are diplomația noastră, deși tânără, una profesionistă. Fotoliul de ministru al afacerilor externe este preluat de Mihai Popșoi după ce Nicu Popescu a demisionat. Până acum, Popșoi era vicepreședinte al Parlamentului, deputat la al doilea mandat, președinte al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, iar din septembrie 2017 a deținut funcția de vicepreședinte PAS. Mihai Popșoi și-a început cariera profesională în poziția de manager de program în cadrul Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova în 2009. Un an mai târziu a fost angajat de secția politică și economica ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova. Portofoliul său a inclus examinarea procesului legislativ, relațiile cu partidele politice și regiunea Autonomia Găgăuză. La 8 iunie 2019 a fost ales vicepreședinte al Parlamentului. În calitate de vicepreședinte, s-a implicat în coordonarea activității a 4 comisii permanente: Comisia Juridică, Numiri și Imunități, Comisia pentru Drepturile Omului și Relațiile Interetnice, Comisia pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Comisia pentru Politică Externă și integrare europeană, din care face parte. Europarlamentarul român Siegfried Mureșan l-a felicitat pe noul ministru de externe. Acesta i-a urat mult succes și a subliniat că Mihai Popșoi este un pro-european adevărat. Îi urez mult succes lui Mihai Popșoi în noua sa funcție de ministru al afacerilor externe ale Republicii Moldova. Mihai Popșoi este un pro-european adevărat, credibil atât în interiorul Republicii Moldova cât și la nivel european, iar rezultatele muncii sale se văd peste tot. A scris Mureșan pe Facebook. Eurodeputatul a remarcat și că Popșoi este copreședinte la Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova și că împreună au reușit să introducă pentru prima dată într-o rezoluție a Comitetului solicitarea ca Republicii Moldova să-i fie acordat statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. Mihai a fost mereu alături de mine și la rândul meu voi continua să fiu alături de el. Mult succes!
a conchis Siegfried Mureșan. Cristina Gerasimov va fi negociator șef al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în procesul de aderare. Acest lucru a fost confirmat de prim-ministrul Dorin Recean în cadrul sintezei săptămânale pe care o face pe pagina de Facebook. Vom avea un nou membru a guvernului, ministra pentru afaceri europene, Cristina Gerasimov, care va fi și negociatorul șef pentru Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Miercuri 24 ianuarie, după ce viceprim-ministru Nicu Popescu și-a anunțat demisia, Dorin Recean a spus că Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va fi divizat, unul al afacerilor externe condus de vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi și alt minister, dar fără portofoliu, al afacerilor europene sub conducerea Cristinei Gerasimov, fostă consilieră prezidențială și secretar de stat. Regatul Unit susține cu fermitate capacitatea Republicii Moldova de a rezista la amenințările rusești în contextul războiului din Ucraina. La fel, sunt alături și la procesul de reintegrare pașnică de plină a regiunii transnistrene în Republica Moldova. A declarat noul ambasador britanic la București, Glyn Portman, într-un interviu acordat Ager Press. So as regards the Republic of Moldova, we firmly support its capabilities in terms of resisting Russian threats. I would say two things. Firstly, that there is, of course, a Russian presence in Transnistria. That is a presence which is contrary to international law. So Russian troops and Russian presence should leave Transnistria. And the second thing I would say is that we support the peaceful reintegration of Transnistria fully into the Republic of Moldova. But that has to be an internal conversation. Both parties need to engage diplomatically and in good faith and reach a solution to that. It needs to be an internal solution, but of course we give it our support externally. Întrebat cât de mare estimează că este pericolul campaniilor ruse de dezinformare în 2024, an electoral în multe state, Portman a explicat că este vorba de o provocare care se schimbă constant, dar la fel de valabilă acum ca și atunci când a început monitorizarea dezinformării. Look, I think the lesson of the last few years is that we were right to be concerned and we were right to call out Russian disinformation. The purpose of it is to divide us and to confuse us and to excuse unacceptable Russian behavior. And that's as much the case now as when we started tracking this information. And any opportunity will be taken to cause divisions in society and to sow discord, including elections. So we just all need to be aware in this massively important year for elections in Romania, in the UK, in the United States, in many other countries. Comisia Europeană propune prelungirea suspendării taxelor la importurile din Republica Moldova cu încă un an. Aceasta înseamnă că exporturile a 7 produse agricole autohtone care fac obiectul unor contingente tarifare vor continua să fie complet liberalizate. Este vorba despre tomate, usturoi, struguri de masă, mere, cireșe, prune și suc de struguri. Măsurile comerciale autonome referitoare la Republica Moldova sunt în vigoare din 25 iulie 2022. Exporturile Republicii Moldova către restul lumii au suferit de pe urma agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei, deoarece s-au bazat adesea pe tranzitul pe teritoriul ucrainean și pe infrastructura ucraineană. Măsurile comerciale derulate au sprijinit eforturile țării de reorientare a exporturilor prin Uniunea Europeană. În ansamblu, exporturile către UE au crescut de la 1,8 miliarde de euro în 2021 la 2,6 miliarde de euro în 2022. De asemenea, Comisia Europeană a propus reînnoirea suspendării taxelor la import și a contingentelor pentru exporturile ucrainene către UE pentru încă un an, consolidând în același timp protecția produselor agricole sensibile din UE. Propunerile vor fi examinate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. România va sprijini Republica Moldova în procesul de transformare europeană. Asigurarea a primit-o noul ministru de externe, Mihai Popșoi, din partea ambasadorului României la Chișinău, Cristian Leon Țurcanu. În cadrul primei întrevederi oficiale pe care au avut-o la Ministerul Afacerilor Externe, oficialii au vorbit despre relațiile bilaterale moldo-române.
Am mulțumit domnului ambasador pentru faptul că România a fost întotdeauna un partener de încredere pentru Republica Moldova și ne susține ori de câte ori este nevoie. În cadrul întâlnirii am discutat și despre vizita de lucru pe care urmează să o efectuez la București, pe data de 5-6 februarie curent, la inițiativa ministrului afacerilor externe a României, Luminița Odobescu. A scris pe pagina sa de Facebook ministrul Popșoi. Obiectivele noastre pe domeniul politicii externe rămân aceleași. Ancorăm definitiv Republica Moldova în lumea liberă. Să întreprindem pași decisivi pe calea integrării în UE. Una dintre priorități continuă să fie relația cu România și implementarea de proiecte importante în acest sens, a menționat Mihai Popșoi la evenimentul de învestire. Această funcție este o mare onoare și o mare responsabilitate. De aceea mă simt onorat, firește. Însă prioritățile sunt clare, au fost expuse și doamna președintă și domnul prim-ministru, continuarea parcursului de integrare europeană. Ministerul de Externe va consolida dialogul politic atât cu țările membre cât și cu Bruxelles, ajutând astfel ministrul responsabil de afaceri europene. Vom continua dialogul excelent și relațiile de parteneriat strategic cu România. Vom fortifica în continuare dialogul strategic cu Statele Unite, cu Ucraina, așa cum bine spunea doamna președintă. Vom dezvolta cooperarea noastră atât pe bilaterală cât și pe multilaterală. Trebuie să fim mult mai ambițioși. Trebuie să valorificăm toate oportunitățile și toate mijloacele pe care le are diplomația noastră, deși tânără, una profesionistă. Deputatul PAS Mihai Popșoi a preluat șefia Ministerului Afacerilor Externe după ce Nicu Popescu și-a anunțat demisia la 24 ianuarie. El a anunțat că are nevoie de o pauză, însă își va aduce contribuția pentru continuarea parcursului european al țării. În aceeași zi, Nicu Popescu a fost decorat de Maia Sandu cu cea mai înaltă distincție, Ordinul Republicii, în semn de înaltă apreciere a profesionalismului lui. Mihai Popșoi s-a implicat în politică în septembrie 2017, când a fost ales vicepreședinte al Partidului Acțiune și Solidaritate. Ulterior a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova în alegerile legislative din 2019, pe listele blocului electoral Acum, format din platforma Da și Pas. Apoi a fost numit vicepreședinte al Legislativului. Canada va sprijini Poliția Națională din Republica Moldova în cadrul unui proiect care valorează 2 milioane de dolari. Anunțul a fost făcut la Chișinău de către ministra de Externe din Canada. În declarații de presă comune cu ministrul de Externe Mihai Popșoi, oficiala canadiană a menționat că Republica Moldova va fi sprijinită inclusiv pe domeniul consolidării apărării și în procesul de protecție contra dezinformării. Trebuie să spun că sunt foarte inspirată de faptul că, fiind în față cu această amenințare, poporul din Republica Moldova totuși este determinat să-și aleagă propriul viitor. Și determinarea, rezistența poporului Republicii Moldova nu trebuie să fie umbrite de dorința Rusiei de a schimba acest lucru. Și vreau să vă spun că Canada vă va susține în acest sens. Noi, fără echivoc, vă susținem suveranitatea și integritatea teritorială. Cum am făcut noi acest lucru? Noi am sprijinit poliția dumneavoastră națională. Acum implementăm un program de 2 milioane de dolari pentru sprijinul poliției noastre naționale. Țara noastră a parcurs schimbări importante și suntem gata să sprijinim parcursul noastră democratic și european. Aș dori să vă felicit cu decizia Uniunii Europene de a deschide negocierile cu dumneavoastră. La rândul său, șeful diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, a punctat că Republica Moldova este recunoscătoare Canadei pentru sprijinul acordat. De asemenea, ministrul de Externe al țării noastre a exprimat încrederea că mai mult produse de la noi vor ajunge pe rafturile de peste ocean. Am discutat despre sprijinul Canadei pentru dezvoltarea Republicii Moldova în aceste momente complicate prin care trece țara noastră și am mulțumit omologului meu și guvernului canadian pentru sprijinul generos pe care ne l-a oferit atât pe palieră bilaterală cât și în forurile internaționale. Știm că putem miza pe guvernul canadian, știu că pot miza pe omologul meu, așa încât să
promovăm și să creștem reziliența instituțiilor din Republica Moldova, ori Canada este un stat care ne sprijină în domeniul reformei justiției, în fortificarea, creșterea rezilienței instituțiilor noastre de drept, așa încât să contribuim la creșterea capacității de apărare a Republicii Moldova. Republica Moldova și Canada au stabilit relații diplomatice pe 20 februarie 1992. Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc nu este dat în căutare internațională prin Interpol. Despre aceasta comunică șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. Comisia care verifică dosarele pentru anunțarea în căutare internațională a decis ca Plahotniuc să nu fie căutat, fapt despre care au fost anunțați procurorii moldoveni. Interpol nu a oferit explicații privind hotărârea luată, susține Dragalin în cadrul unei emisiuni televizate. Veronica Dragalin a declarat că Vladimir Plahotniuc este căutat procedural de procurorii din Moldova, la fel ca și Platon. Totodată, șefa PA a menționat că nu deține informații exacte cu privire la locul aflării lui Plahotniuc, însă presupune că acesta se află în Ciprul de Nord. Din punct de vedere, deci unde se află, de la careva țară oficial, noi nu avem informație pe Vladimir Plahotniuc. După cum am mai spus în alte interviuri, din informația, hai să spunem, neoficială sau operativă, credem că locuiește în Cipru de Nord. Șefa procuraturii a declarat că nu poate oferi mai multe detalii pentru ca fugarii să nu fie la curent cu măsurile întreprinse. Gazul la 10 lei promis de UTA Găgăuzia a dus la o confruntare directă între deputata Marina Tauber și ministrul energiei Victor Parlicov. Parlamentara l-a acuzat pe ministrul energiei de blocaje în plană de livrări. Reacția acestuia nu s-a lăsat mult așteptată. Domnul Parlicov, dumneavoastră încercați să induceți oamenii în eroare când spuneți că unele fracțiuni au avut toată posibilitatea să livreze gazul propus la 10 lei. Și eu vreau să vă întreb, deci întrebarea aceasta nu este din partea noastră, dar din partea cetățenilor, din partea cel puțin locuitorilor din orașul și raionul Orhei, din Tăraclia, din Găgăuzia și din municipiul Bălț, unde Ilan Șor și noi, colegii dumnealui deputați, am promis că gazul la 10 lei va fi livrat. Și dumneavoastră personal, dar și reprezentanții guvernului din care dumneavoastră faceți parte și alte instituții, ați blocat aceste posibilități și această livrare. În răspuns, ministrul Victor Parlicov spune că procedura inițiată de Nord Gaz a fost greșită din start. În primul rând, nu ministerul, nu eu personal, nu guvernul a făcut promisiuni ca să livrez gaz cu 10 lei în acele trei regiuni. Cei care au făcut, aceia trebuie să o facă. Deci voi ați promis, voi trebuie să răspundeți în fața oamenilor unde e gazul. Într-a doilea rând, noi n-am blocat absolut cu nimic. Din potrivă, noi am fost cei care am spus, poftim, livrați. Eu din start am preîntâmpinat, că ceea ce faceți voi nu este livrat despre livrare de gaz, pentru că cei care știu cum funcționează sistemul, știu că pentru a livra gaz de la 1 decembrie, trebuie să ai cererile înregistrate pe 10 noiembrie. Voi n-ați avut nicio cerere pe 10 noiembrie, voi ați îmblat cu promisiuni de 1 decembrie. După asta voi ați spus că de-am nu de la 1 decembrie, dar din ianuarie. De-am nu la consumatorii casnici, dar numai la cei care sunt bugetari. De-am nu la 10 lei metru cub, dar 37 de dolari la hotar. Deci dumneavoastră trebuie să răspundeți în fața oamenilor pentru promisiunile pe care le faceți, iar dacă promiteți ceva ce nu puteți face, trebuie sancționați de alegători. În luna decembrie 2023, guvernatoarea Găgăuziei Evgenia Guțul anunța că a ajuns la o înțelegere cu o companie din Turcia, iar locuitorii din autonomie vor plăti 10 lei pentru gaz. La acel moment, cetățenii Republicii Moldova achitau tariful de 18 lei și 5 bani pentru un metru cub de gaz. După mesajul de la Comrat, Victor Parlicov puncta că există proceduri care trebuie respectate și califica declarațiile ei drept politice, iar documentele privind furnizarea de gaz ca fiind false. Anul trecut, țara și-a stabilizat securitatea energetică. Cu cât mai înalt este gradul de securitate, cu atât mai rapid Republica Moldova se apropie de integrarea europeană. Este mesajul directorului Secretariatului Comunității Energetice, care a întreprins o vizită la Chișinău.
Aderarea Republicii Moldova la piața energetică europeană, unde a fost deja invitată, reprezintă un lucru esențial pentru securitatea Republicii, susține directorul Secretariatului Comunității Energetice, Artur Lorkowski, într-un briefing comun cu președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțări, Radu Marian. So we've been able today to confirm the efforts which have been made in Moldova to this end. Very important to achieve this stabilization was the process of unbundling of both electricity and gas transmission system operator. And I'm so proud that the Energy Community Secretariat was partnering Moldova government and the Moldova institutions in this to achieve this target. Evident, 2023 pentru noi a fost un an extrem de important în ceea ce privește domeniul energiei. Am reușit să consolidăm independența noastră energetică și am reușit în sfârșit să ne rupem de independența gazului rusesc. De asemenea, am aprobat câteva legi importante pe domeniul regenerabil în Parlament, care ne va permite să popularizăm tot ce înseamnă regenerabile. Și apropo, o să lansăm în acest an urmarea adoptării legii cu licitații de volume înalte pe regenerabile, care ne va permite să majorăm substanțial ponderea regenerabilor în cesarul energiei electrice pentru Republica Moldova. Republica Moldova își va obține independența energetică deplină atunci când vor fi finalizate și liniile de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău și Bălți-Suceava. Prima ar urma să fie gata în 2025, iar linia electrică aeriană Bălți-Suceava ar urma să devină funcțională din 2028. Fostul președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârca, a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare în dosarul denumit frauda bancară. Acesta este acuzat că a sustras 100 de milioane de dolari americani din BM. Decizia a fost pronunțată pe 29 ianuarie de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada iulie 2013-septembrie 2014, Viorel Bârca, având funcția de președinte interimar al Băncii de Economii, a acționat în calitate de membru al unui grup criminal, falsificând 7 ordine SWIFT și sustrăgând, în colaborare cu alți complici, suma de 100 de milioane de dolari americani din instituția financiară. Cauza penală a fost trimisă spre examinare la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 11 martie 2021, iar procesul a durat 3 ani. În timpul judecății, Bârca nu și-a recunoscut vinovăția. În urma sentinței din 29 ianuarie, instanța l-a găsit vinovat pe inculpat de comiterea infracțiunii de delapidare a averii străine, în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal. Pedeapsa stabilită este de 10 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip închis și cu interdicția de a ocupa funcții în domeniul financiar bancar pentru următorii 5 ani. Magistrații au dispus și încasarea prejudiciului material în sumă de 100 de milioane de dolari americani în beneficiul Băncii de Economii în proces de lichidare. Banii trebuie convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării sentinței. Totodată, instanța a menționat sechestrul pe jumătate din bunurile ce aparțin condamnatului în valoare de aproximativ 4 milioane de lei pentru garantarea recuperării prejudiciului. De asemenea, Viorel Bârca va trebui să suporte cheltuielile judiciare în sumă de 32.550 de lei, încasate din contul său în beneficiul statului. Sentința poate fi contestată în termen de 15 zile cu apel la Curtea de Apel Chișinău. CSP-ul a amânat examinarea dosarelor candidaților care țintesc funcția de procuror general. Asta deoarece unele instituții nu și-au prezentat avizele consultative cu privire la cei 6 candidați, așa cum prevede legea. CSP a decis să examineze dosarele candidaților la funcția de procuror general în ședință închisă. În acest sens, ei au rugat presa să părăsească sala. A fost publicată lista persoanelor care s-au înscris în concurs. Este vorba de Ilie Rotaru, avocat, Igor Demniciun, procuror, Sergei Perju, avocat, Octavian Iachimovski, procuror, Ion Munteanu, procuror și Andrei Coca, jurist. Unul din criteriile de selecție vizează experiența profesională de cel puțin 10 ani în domeniul dreptului, obținută în Republica Moldova sau peste hotare, dintre care cel puțin 5 ani în funcție de judecător, procuror, avocat sau ofițer de urmărire penală. O altă cerință este reputația ireproșabilă.
Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Duminică, colega mea, Nicoleta Toacă, vă invită să urmăriți cele mai importante evenimente și reportaje sociale care au marcat săptămâna. Pe curând!